La cea de-a 32-a ediție a Târgului de Turism al României, organizat la București, vizitatorii standului primăriei municipiului Alba Iulia vor putea găsi și vedea broșuri editate în limbile română, engleză și germană, hărți ale municipiului și cetății Alba Carolina, imagini cu turul virtual al cetății, vederi, dar și un atelier antic de bătut monede, unde vor fi prezenți câțiva dintre soldații Legiunea 13-a Gemina de la Apulum, trupa de reenactment locală cunoscută și apreciată atât în țară cât și în străinătate. De asemenea, în cadrul Târgului municipiului Alba Iulia îi se va înmâna și un premiu pentru promovarea cetății. Noi suntem invitații permanenți ai standului României și normal că trebuie să participăm. Ceea ce trebuie să facem și am învățat-o obligatoriu după ce se întorc de acolo, vom face asociația județeană locală, o să vedem cine va veni lângă noi împreună cu Horeca, hotelul, restaurante și cu tur operatori, cei care doresc, pentru că noi promovăm. Însă pe oameni interesează și unde o să doarmă, ce o să mănâncă, cu ce ajung la Alba Iulia, lucruri pe care Consiliul Local, Primăria nu le poate face, noi ne fiind o societate. Dar suntem acolo. Ce vreau să vă spun, vineri seara la 19:30, City Managerul Nicușor Moldovan, pentru că eu nu mă pot duce fiind în altă parte, va fi tot în cadrul târgului, unde vom primi un premiu de excelență, nu un premiu de excelență, un premiu pentru modul în care am promovat și modul în cetatea, orașul și modul în care încercăm și noi să intrăm într-un sistem normal de turism. Asta facem și rezultatele se văd prin numărul de turiști care vin la Alba Iulia. Obligatoriu trebuie să facem această asociație pentru că ea va trebui să lucreze de aici încolo. Târgul de Turism al României este cel mai important eveniment dedicat turismului, acesta reunind de două ori pe an elita firmelor de profil atât din țară cât și din întreaga lume.